Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Cucernici părinți, iubiți frați și surori în Hristos, e surprinzător să constatăm că aceasta este singura fericire pe care Evanghelistul Ioan ne-o prezintă în Evanghelia sa. Știm că Evanghelistul Matei, atunci când prezintă începutul activității publice a lui Isus, ne prezintă în discursul de pe munte cele 8 fericiri. Arată că Ioan, acum când vorbește despre noua stare în care a intrat Iisus Hristos prin învierea sa din morți, ne prezintă o singură fericire. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Sfântul Matei ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca noul Moise, cel care vine să împlinească alianța pe care Dumnezeu a încheiat-o cu poporul său pe muntele Sinai. Însă Evanghelistul Ioan, cel care la ultima cină și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus, care în momentul morții lui Iisus Hristos pe cruce era la piciorul crucii, cel care în ziua învierii merge la mormântul gol, privește și crede, el este cel care ne invită pe noi astăzi să credem, deși nu am văzut. Deși nu am văzut ce? Nu am fost prezenți la momentul în care Iisus Hristos a înviat din morți. Ne invită să credem că Iisus Hristos este prezent cu adevărat în mijlocul nostru, așa cum le-a apărut ucenicilor, discipolilor în ziua învierii sale și a stat în mijlocul lor. Ne invită și pe noi să credem că ori de câte ori ne adunăm în numele Lui, El este prezent în mijlocul nostru. De asemenea, ne invită să credem că Iisus Hristos este cu adevărat pacea. El este Cel care vine să ne dăruiască pacea. Pacea care izvorăște din inima sa străpunsă. Împotriva acestui adevăr, acestei imagini a lui Dumnezeu milostivire, care se revelează, se descopere în Iisus Hristos, au existat mulți care au încercat să îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Ne gândim chiar de la început, de când diavolul i-a strecurat în inimă lui Adam și Evei această neîncredere față de Dumnezeu, apoi sentimentul de teamă. De-a lungul istoriei mereu a existat profeți mincinoși care îi speriau pe oameni și le spuneau că Dumnezeu este unul răzbunător, unul care vine și culege de unde nu a semănat. Și ca să nu parcurgem toată istoria gândirii, să ne gândim în timpurile noastre recente și să-i vedem pe cei 3 maestri ai suspiciunii, Marx, Freud și Nietzsche. Ei care influențează și astăzi generațiile de oameni prin suspiciunea pe care au introdus-o în legătură cu Dumnezeu. De exemplu, Marx spune că, de fapt, Dumnezeu a fost inventat de burghezie, ca să-i țină pe oameni, pe agricultori, pe muncitori, într-o stare de sclavie. Iar religia a devenit după aceea un fel de opiu. Când poporul dădea semne de slăbiciune, îi mai dădea ceva opiu, ceva droguri, ca să stea liniștit. De aceea a spus, iată cine este Dumnezeu, unul inventat de asupritori. Freud a mers mai departe și a zis că, de fapt, Dumnezeu a fost inventat ca să țină în frâu toate impulsurile sexuale, ca oamenii să nu-și dea frâul liber la toate aceste presiuni sexuale. De aceea, iată, s-a inventat Dumnezeu ca să-i țină pe oameni așa în frâu, să-i pună să se căsătorească, să aibă copii, dar să nu-și dea drumul liber fanteziei lor. Iar Nietzsche a mers și mai departe și a zis că, de fapt, Dumnezeu a fost inventat ca să-l țină pe om într-o stare de infantilism, să-l păstreze mereu așa ca un copil cu minte. Deci el a proclamat moartea lui Dumnezeu tocmai pentru ca să trăiască omul. Ce s-a întâmplat în urma acestor ideologii cunoaștem foarte bine și vedem că rezultatul este încă prezent în gândirea și mentalitatea atâtor oameni. Dar tocmai în acest context în care lucrau acești maestri ai suspiciunii, iată că în Polonia,
O călugăriță simplă, Faustina Kowalska, prezintă un alt mesaj. Vorbește despre milostivirea divină. Ea care, din copilărie, avea o viață religioasă, dar voia să aibă un alt drum, iată că i-a apărut dintr-o dată Iisus și a chemat-o pe un alt drum, să devină mesagera milostivirii sale divine. Și imaginea în care i s-a prezentat Iisus Hristos este tocmai aceea de cel înviat din coasta lui străpunsă, izvorând acele raze de lumină de culoare albă și roșie. Noi recunoaștem în această imagine a lui Iisus Hristos tocmai imaginea milostivirii divine. Spuneam că Ioan Evanghelistul, care a stat atât de aproape de Iisus, ne-a spus la sfârșitul Revelației Neotestamentare, în scrisoarea sa, că Dumnezeu este iubire. Vedeți că în 1935, sora Faustina Kowalska vine și spune ceva mai mult, că Dumnezeu iubire se manifestă ca milostivire. Și de aceea i-a îndemnat pe oameni să se apropie de Dumnezeu, să nu se sperie de Dumnezeu, să nu se teamă de Dumnezeu, ci să se încreadă în Dumnezeu, pentru că El vine în întâmpinarea omului ca cel milostiv, care este dispus să-l ierte pe om dacă omul își recunoaște vinovăția și acceptă iertarea din partea lui Dumnezeu. Și parcă vedem scena din Cenacol, când Iisus Hristos înviat le apare ucenicilor. Ei erau deja înfricoșați din cauza iudeilor. Dar acum îl mai văd și pe Iisus Hristos că le apare. Sigur, poate le-a apărut și roșu în obraz, pentru că în momentul suferinței lui Hristos au fugit care încotro. N-au stat alături de El, n-au încercat să-i atenueze suferințele. Dar Iisus Hristos vine în mijlocul lor, le arată urmele rănilor de la mâini și de la picioare și coasta asta străpunsă, voind prin aceasta să le spună că Dumnezeu ne iartă. Prin rănile lui Iisus Hristos am fost vindecați. Și de aceea le dăruiește pacea sa. Sorei Faustina Kowalska, Iisus Hristos i-a spus că oamenii nu vor găsi pacea decât atunci când se vor apropia de Dumnezeu milostivire. Atunci vor găsi adevărata pace. Iar acele raze albe și roșii care ies din coasta lui Iisus fac referință, culoarea roșie, sigur și la jertfa lui Iisus Hristos de pe cruce, dar fac referință și la sacrificiul euharistic, la euharistia pe care El ne-a lăsat-o ca memorial. Iar culoarea albă face referință la apa botezului, dar și la darul Duhului Sfânt, pentru că Iisus Hristos, înviat din morți, ne dăruiește darul cel mai mare, ne-l dăruiește pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care vine și ne transformă. Celebrăm astăzi și sacramentul botezului. Ne amintim și de botezul nostru. Ne amintim că atunci când ni s-a turnat apă pe cap, de fapt n-am primit pe Duhul Sfânt, care a transformat existența noastră. A făcut din noi copii ai lui Dumnezeu. Și în felul acesta, noi suntem reconciliați cu Dumnezeu. Suntem în comuniune cu Dumnezeu. Și așa cum am citit în prima lectură, luată din Cartea Faptele Apostolilor, vedem că prin darul celui înviat, prin botez și prin euharistie, se naște în lume o nouă comunitate. Și această comunitate este Biserica. Hristos este prezent în mijlocul Bisericii. El continuă să umble împreună cu noi pe drumurile istoriei, pentru ca noi să putem ajunge la împlinirea existenței noastre. Sfântul Petru, în a doua scrisoare de astăzi, spune că noi nu l-am văzut pe Iisus Hristos, e adevărat, dar noi credem în El, iar credința noastră are o mare valoare. Iar credința noastră este ca aurul care trebuie purificat în foc. De aceea, momentele de suferință, de încercare prin care trecem, nu trebuie să ne înspăimânte, nu trebuie să le considerăm ca momente în care Dumnezeu ne-a abandonat sau Dumnezeu ne pedepsește, ci dimpotrivă sunt momente de verificare a credinței noastre și putem spune momente de creștere a noastră în credință. Exemple în această privință
avem foarte multe, dar aș dori să mă opresc doar la cei pe care astăzi Papa Francisc îi declară sfinți la Roma, Papa Ioan al 23-lea și Papa Ioan Paul al 2-lea. Doi mari papi ai bisericii noastre care au condus biserica în secolul trecut, contextul în care Ioan al 23-lea a trebuit să-și exercite mandatul său, sigur nu era simplu, ne amintim de războiul rece, de amenințările între URSS și Statele Unite cu bomba atomică, pentru care el a intervenit și a spus pacem in terris, prin pace pe pământ, prin enciclica sa. Dar apoi a convocat Conciliul al doilea din Vatican, prin care a voit să deschidă biserica, a voit ca cei care până atunci erau un fel de profeți care mereu veneau și veneau și vorbeau numai despre nenorocirile care se abate asupra lumii, să arătăm că totuși Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru, că Iisus Hristos este prezent în biserică și că El conduce biserica sa. De aceea voi să deschidă larg ferestrele bisericii ca să intre un aer proaspăt. Ioan Paul al II-lea, care a cunoscut ororile războiului, care el însuși a trecut prin multe momente de suferință și încercare, iată, a preluat acest mesaj al Conciliului al II-lea din Vatican și a devenit un crainic, spuneam la început, al milostivirii divine, pentru că el este cel care a promovat în dieceza de Cracovia mesajul sorei Faustina Kowalska și a văzut în viața lui cum Dumnezeu lucrează. De aceea, până în ultima clipă a existenței sale, a vestit tuturor oamenilor: nu vă fie teamă de Hristos, deschideți larg porțile inimii voastre lui Iisus Hristos, pentru că El nu vine să vă ia nimic, ci vine să vă dăruiască totul. Și am putea rămâne cu acest mesaj din duminica a doua a timpului pascal: să nu ne fie teamă de Dumnezeu, să nu ne fie teamă de a crede și de a merge pe drumul credinței, pentru că Iisus Hristos ni se descoperă ca iubire milostivă, care ne dăruiește iertarea și pacea sa, pentru că ne dăruiește darul cel mai prețios, darul Duhului Sfânt. Și acest dar ne pregătim acum să-l mijlocim pentru această nouă creștină care va deveni Eliza Ioana.